Nicolae Dobrin, Prințul din Trivale. Piteșteanu este socotit unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai României, alături de Ilie Bala și Gică Hagi. Maestru al driblingului și al fentei, un pasator exact și un fin executant al loviturilor libere, Nicolae Dobrin s-a născut în 26 august 1947 la Pitești. Și-a legat numele de fece Argeș, pentru care a evoluat în două perioade, 1959-1981, când a disputat 390 de meciuri și a marcat 106 goluri. Între acestea, în campionatul 1981-1982, a apărat culorile lui CS Târgoviște, pentru care a jucat 13 meciuri, marcând 5 goluri. Remarcat pentru talentul său, cel poreclit Gâscanu, a debutat în prima divizie pe când avea 14 ani și 10 luni. S-a întâmplat în meciul pe care Dinamo Pitești, numere de atunci al FC Argeș, l-a disputat cu Știința Cluj. Apariția lui a fost imediat remarcată, el fiind la acea vreme cel mai tânăr jucător care a evoluat în prima divizie de fotbal a României. Cu FC Argeș Pitești, Dobrin a câștigat două titluri de campion național, în 1972 și 1979. La obținerea acestor trofee a contribuit substanțial atât prin golurile marcate, cât și prin pasele decisive. De asemenea, la reușita din urmă cu 45 de ani, a marcat în prelungiri golul victoriei piteștene în fața contracandidaților de la Dinamo București. O victorie cu 4-3, obținută chiar pe terenul acestora în ultima etapă. Înaintea acelei partide, FC Argeș avea 43 de puncte, iar rivalilor 41. Și cum erau la egalitate la gol averaj, având plus 24, Dinamo avea nevoie de victorie pentru a deveni campioană, ceea ce nu s-a întâmplat, fiindcă nu a vrut Dobrin. Evoluțiile sale l-au făcut remarcat și pe plan internațional. Așa se face că după ce Real Madrid a fost învinsă la Pitești, scor 1-2 pentru ai noștri, de FC Argeș, bineînțeles, președintele clubului iberic Santiago Bernabéu a dorit să-l transfere pe cel supranumit Prințul din Trivale, dar n-a fost să fie. Acesta a oferit 2 milioane de dolari, o sumă importantă pentru acea vreme. Mai mult decât atât, se spune că Bernabéu ar fi discutat și cu Nicolae Ceaușescu pentru a realiza acest transfer. N-ar fi reușit să-l convingă, Dobrin fiind considerat un bun național, unul care nu poate să fie înstrăinat. Astfel că Piteșteanu a rămas la FC Argeș. El a participat, totuși, la meciul de retragere, cum ar fi al celui numit Francisco Gento. Atunci a evoluat în tricou blanco al celor de la Real Madrid, ocazie cu care Santiago Bernabéu a făcut o ultimă încercare de a-l convinge pe jucătorul român să rămână la grupare iberică, dar fără succes. De altfel, Dobrin a mai refuzat în decursul timpului și alte oferte importante, cum ar fi Universitatea Craiova și Dinamo, fiind printre echipele care au dorit să-l legitimeze. În total, a participat la 409 meciuri în prima divizie din România, înscriind 111 goluri. Ultimul său meci în prima ligă l-a disputat în 14 iunie 1983, atunci când FC Argeș s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Bihor. Totuși,
în ediția 1985-1986, a activat ca antrenor-jucător, știți unde? La CS Botoșani, la Clubul Moldovean, realizând totuși atunci că e momentul de retragere din activitatea sa de fotbalist. A fost ales cel mai bun fotbalist al României în 1966-67-71. Nicolae Dobrin a debutat la echipa națională de senior la 1 iunie 1966, cu ocazia meciului de fotbal dintre RFG și România, terminat cu 1-0. Avea 19 ani atunci. A îmbrăcat tricoul reprezentativei țării noastre de 48 de ori, marcând de 6 ori pentru aceasta. S-a calificat cu echipa națională de fotbal la campionatul mondial din Mexic în 1970. Și, deși a marcat golul calificării în meciul cu Portugalia de la București din 12 octombrie 1969, nu a jucat niciun minut la turneul final. S-a vorbit despre un conflict cu antrenorul Angelo Niculescu, dar și de un complot al unor colegi de echipă care nu l-aveau la inimă. A atins sferturile de finală ale campionatului european din 1972, fază în care România a fost eliminată după 3 meciuri de Ungaria, nu și în preliminarele pentru campionatul mondial 1978. În cartea Fotbalul e viața mea a lui Marius Popescu, apărută la editura Junimea în 1979, Dobrin a spus așa: aș fi putut juca la 2 turnee finale, în Mexic 1970 și în Argentina 1978, dar le-am ratat pe amândouă. Întreba totuși a cui e vina, acesta a răspuns: a destinului, a oamenilor. Dacă aș fi făcut parte din echipa Dinamo sau celor de la Steaua, știu sigur că aș fi putut juca. Of, și-ar fi fost mai bine pentru toată lumea. Așa, tot mi-a rămas biletul de avion București-Guadalajara dus și întors. Dobrin a disputat ultimul său meci pentru echipa națională în 2 aprilie 1980 contra RDG-ului. Ca antrenor, a activat tot la FC Argeș în mai multe rânduri, 1982-1985, în 1992, în perioada 1998-1999, dar și în 2001. A contribuit la lansarea în fotbal a unor jucători de valoare precum Adrian Mutu, Nicolae Dică, Adrian Neaga și Dănuț Coman. Dobrin a încetat din viață în 26 octombrie 2007 la Spitalul Județean Pitești, răpus după o lungă luptă cu cancerul la plămâni. În 10 iulie 2012 a fost decorat post-mortem cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler. Dumnezeu să te aibă în pace!